Dacian Cioloș a reacționat imediat după anunțul veștii că PNL a ales să meargă mai departe cu PSD și nu cu USR. Cioloș consideră că partidul pe care îl conduce va fi cea mai mare formațiune din opoziție. Și deputatul USR Ionuț Moșteanu a avut cuvinte dure la adresa PSD, despre care a spus că fură țara de 30 de ani. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dacian Cioloș a vorbit despre trădare, dezamăgire și că noua alianță între vechile partide s-a constituit mai degrabă ca o teamă față de USR, un partid cu un suflu nou, însă nu mai este cale de întoarcere, iar USR va trece în opoziție. Din acest moment, pentru USR începe o nouă etapă. Trecem acum în opoziție la vechile partide și în luptă cu orice formă de extremism. Vom fi cel mai mare partid din opoziție și singurul care îmbrățișează valori democratice, autentic liberale și europene. Vom continua să muncim pentru implementarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Vom sancționa cu fermitate derapajele guvernării PNL-PSD și vom folosi această perioadă pentru a reface legăturile cu oamenii din stradă și pentru a construi viziunea noastră pentru o Românie modernă, a scris Dacian Cioloș. Și Ionuț Moșteanu, deputatul USR, a avut cuvinte dure la adresa mai vechiului partid PSD, acuzând că mii de pesediști nu-și pot justifica nici măcar gardul de la casă și că ei invocă problema Constituției. Problema României este că aveți dumneavoastră în PSD, de exemplu, mii de colegi care nu-și pot justifica nici gardul de la casă, care au muncit toată viața la stat, și nici gardul nu și-l poți justifica acasă, nu mai zic de casă. Asta e, ați furat 30 de ani și spuneți că problema e Constituția. Asta e problema reală a țării. Haideți să vorbim de problemele reale, nu de e-government-ul care ne amenință nouă identitatea națională. Să fim serioși, să ne privim în ochi, să-i privim și pe românii în ochi și vă rog, hai să nu ne mai mințim unii pe alții. Pentru că este un afront pur și simplu să spuneți că în momentul ăsta problema cea mai mare a României este lipsa unor corelări în Constituție.